Și am zis flori pentru flori. Foarte frumos din partea lor. Chiar ne-a impresionat și pe mine și pe colegele mele. Și colegele. Da. Care iată văd că se bucură și ele de cadou frumos. Au surprins? Da, ne-a surprins pe acum. E, așa sunt băieții la petrolul drăguți. Vă mulțumim frumos. Și dumneavoastră să aveți o primăvară frumoasă. Și o zi frumoasă în continuare. Vă mulțumesc la revedere. Este, când oferi flori femeilor. Este o zi care trebuie să sărbătorim femeile, pentru că fără ele nu putem să facem nimic. Te-ai gândit când ajungi acasă și la prietena ta? Sigur, deja am trimis flori în Portugalia, pentru că nu e aici cu mine, da, momentan. Da. Și numai să pot să fac. Vă vedeți diseară pe Skype? Da, da, mereu, da? Pe FaceTime, da. Da? Ce înseamnă mama pentru? Tot. Mama e tot pentru mine. Fără ele, nu... Nu aș putea să ajung unde am ajuns în viață. Mulțumim frumos, Marian, și baftă! Marte, Japonia. Nu este nimic în Japonia. Nu este nimic special? Nu este ziua femeii? Se oferă flori? Se zice că e National Women's Day, nu? Yes. Dar în Japonia, cred că nu e nimic. Nu e nimic special. Aici, în România, este ceva special. Este o zi care evocă frumusețea femeilor. Da. Și voi de ce ați venit aici? Pentru că erau multe femei frumoase? Pentru că dăm flori. Să dați flori. Femei, da. Uh-huh. Cum apreciez acest gest? Este frumos, un gest frumos, pentru că femeia este foarte important în jurul nostru și eu cred că mai puternici decât noi și așa că o familia este foarte important să aibă un... Când ai dăruit soției flori ultima oară? Este foarte greu. Da, foarte greu, pentru că ea e șefă la mine. Da, și împreună am construit o familie frumoasă și așa vreau să mergem mai departe.
Un cadou îi oferi în seara asta? Un cadou, e din păcate, eu sunt departe de familia și nu pot să ofer și când ajung acasă, da. Îi ofer un cadou. Da, da. Șefa ți-a spus să promovați? Nu, și nu prea vorbesc de fotbal. Mm-hmm. Și, da, e normal că își dorește să promovăm. Și dacă noi câștigăm la fiecare meci, e normal că și ea se bucură. Deci toată treaba este să faci ce zice șeful. Da. Da, trebuie să ascult, primul rând, pentru că este foarte important.